Și totuși când Sfântul Ilie a ridicat mâinile la cer și a spus: Doamne, dacă Tu ești Dumnezeu cel adevărat, trebuie să cobori foc din cer, să mistuiești jertfa aceasta, ca lumea să vadă că numai Tu ești singurul și adevăratul Dumnezeu și eu sunt adevăratul Tău slujitor. Și în clipa aceea, un foc imens ceresc a mistuit toată jertfa. De ce pune accent acest profet pe ideea unui Dumnezeu adevărat, pe ideea unui slujitor adevărat, pe ideea unei rugăciuni sincere și adevărate și pe ideea puterii lui Dumnezeu, care poate face acest semn dacă cer cu credință. Și spune în Sfânta Scriptură că orice veți cere în numele Meu, veți primi. De veți bate, se va deschide, de veți căuta, veți afla, de veți cere, vi se va da. Celui care bate, îi se deschide, celui care cere, ia, și celui care caută, primește sau găsește. Acest mod de rugăciune legat de cer și de pământ, nu vreau să vă obosesc, l-am mai întâlnit la Sfântul Marcu, care, la măsura la care a ajuns el, la vremea când Sfântul Serapion îi scria viața, a spus doar atât: e vremea mesei, frate, să ne rugăm. Și a deschis mâinile și le-a ridicat la cer și a zis: frate, pune masă. Și o mână nevăzută a pus două pâini calde cu două bucăți de pește frit. Simbol ceea ce s-a găsit pe Jăratic și la Marea Galilei, când Hristos i-a așteptat pe apostol, l-a pescuit cu pește frit și cu pâine. Simbolul Euharistiei și al Muceniciei. De ce am pus accent pe lucrul acesta? Cerul lucrează ori de câte ori avem noi nevoie de El. Toți ortodoxii se bat cu pumnul în piept și e firesc să ne batem cu pumnul în piept, ținând cont de numărul de biserici, ținând cont de numărul de slujitori, ținând cont de numărul de moaște. Dar cea mai mare dramă este că noi n-am reușit să-L convingem pe cer că suntem mesagerii cerului. Noi n-am reușit să-L convingem pe cer că El are ferestrele deschise ca noi să-L vedem pe Dumnezeu din cer. Încă la ora actuală, când noi stăm de vorbă, 80% din credincioșii noștri ortodoxi au această afirmație. Dar cine a venit de acolo să știe ce este? Cine a văzut ce e în cer? Cine a văzut ce face Dumnezeu acolo? Cine știe că e așa? Sau cum mai spun bătrânelile astea mai simple? Ei, Dumnezeu știe. Și ăsta e un păcat. Dumnezeu chiar le știe pe toate și noi trebuie să fim convinși că Dumnezeu le știe chiar pe toate și noi nu trebuie să spunem: ei, Dumnezeu le știe. Domnul meu știe! Și o să mă întrebați de ce? Simplu. Iisus Hristos, care venise din cer și era om ca noi, care văzuse tronul Tatălui, că El a spus: eu știu de unde vin și unde mă duc, s-a adresat apostolilor care au zis așa: nu avem decât 300 de dinari la noi, era banul vremii de atunci, nu avem decât 5 pâini și 2 pești, cu ce se hrănește atâta lume, să le dăm drumul prin sate, să plece, să mănânce, să se descurce. Satele erau departe, Capernaum era pustiu până în orașul Tiberias, care la vremea respectivă nu era chiar aici colea. Și ce spune Hristos? Nu, nu, voi să le dați să mănânce. Și bineînțeles că apostolii s-au speriat. Ce să le dăm să mănânce? Și atunci a venit răspunsul de la Dumnezeu: puneți-i încete că mă ocup eu de hrană. Și s-a retras de ochii lumii, pentru că era vrednică lumea să vadă aceste taine, a ridicat mâinile la cer și a spus așa: Doamne, binecuvintează pâinile acestea și ce este aici de față și hrănește pe robii Tăi. Preamărește-mă, Tată, să Te preamăresc. Și-au mâncat din cele 5 pâini și 2 pești ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, ne arată Evanghelia, și s-au mai strâns. Vedeți, aici apare și o idee diferită de concept. Un evanghelist spune că 12 coșuri de fărâmituri, altul își amintește doar de 7. O să spuneți: păi, dar ce, se contrazic Evanghelie? Nu. Pentru a arăta diversitatea vederii omenești de la un om la celălalt și că era nevoie doar de o singură Evanghelie, dar putea cineva să spună că e o contrafăcătură.
Dar faptul că Dumnezeu a îngăduit să existe patru evanghelii explicate, aceeași evanghelie, cuvântul Domnului, dar în patru timp și în patru feluri, pe la anul 46, pe la anul 52, pe la anul 60-70 și apoi în cele din urmă, aproape de 90-100, apare Apocalipsa și Evanghelia lui Ioan, care vin să ne arate nouă că evenimentele se sincronizează perfect și ele nu se contrazic, ci aduc argument peste argument că Dumnezeu era de față și Dumnezeu a lucrat asupra umanității cu bunătatea Lui și cu voia Lui. Cerul își trimite această binecuvântare nu numai în vremea când Mântuitorul ridică mâinile, ci și când Moise ridică mâinile în pustiu și spune așa, Doamne, poporul tău pierde de foame. Și Dumnezeu îi spune, luați-vă coșurile, ieșiți afară. Eu am să vă trimit mană din cer și strângeți fiecare după numărul de viețuitori care aveți în familie, nu luați mai mult pentru altă zi, și să o mâncați, dar să vă adunați un pic și pentru ziua de sabat, că atunci nu se lucrează. Ei, când au văzut-o cât de spornică este și de multă mana și de frumoasă, au început să facă depozit și au început să strice. Și Dumnezeu a oprit mana din cer. Adică eu vă hrănesc pe voi în pustie și voi ce faceți? N-aveți încredere în mine că eu care am dat azi mană pot să dau și mâine? Și atunci le-a dat mâncare pământească. Ne arată Psaltirea și Scriptura că a suflat vântul și a adus curenții păsări zburătoare. Prepeliții și tot felul de păsări din astea de deșert, care au început să năvălească și ei să le omoare, să le mănânce. Numai că mânia Dumnezeu a venit peste dâns și și-au murit cu carnea în gură. Nu se spuneți, ouăleu, e păcat de mâncat carne. Nu. Le arătăm veganilor sau vegetarienilor că atunci când ei susțin nemâncarea de carne în mod fanatic sau pietist exagerat, fac o greșeală. Corbii se duc la Sfântul Ilie, Sfântul care va fi cât de curând, sâmbătă prăzmir. Cu această idee vă și invit la hramul de sâmbătă al mănăstirii pentru paraclisul mic de afară, unde stăm noi de vorbă. După ce a fugit din calea lui Ahab și Izabela de acolo, de la jertfa care a mistuit-o focul din cer, el s-a ascuns la părâul Cherit sau Chedronului de astăzi. Și când vă duceți, care ați fost la Ierusalim, pe Valea Hozeviei, există Biserica Sfântul Gheorghe Hozevitul și deasupra este peștera Sfântului Ilie. Ei, acolo, în acea peșteră, Ilie a fost hrănit de corbi. Iar corbul îi aducea întotdeauna pâine și carne. Și o să vă întrebați, dar de ce oare? Ca să ne arate că Hristos, Cel care ne mântuiește pe noi, ne dă pâine sub formă de carne și vine pe pământ sub formă de om din carne și ne dă trupul lui sub formă de pâine. Deci vedeți ce interesant? Noi când venim la potir, spunem, și fă pâinea aceasta cinstitul trupa Hristosului tău, și ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău, iar corbul venea din cer cu liturghia în mod invers. Și pâine, și carne. Dacă crezi, te împărtășești din carne dumnezească, dacă crezi, te împărtășești din pâine dumnezească. Și Ilie avea acest beteșug al iuțimii, era puțin aspru, era puțin categoric și astăzi avem excentrismul ca o modă a creștinismului. Am văzut deseori afirmații de genul că trebuie să fim categorici, să mărturisim dreapta credință. Dreapta credință a fost mărturisită de cele 7 sinode ecumenice, noi tot doar trebuie să o păstrăm nealterată. Noi trebuie să nu ieșim de sub acoperământul celor 7 taine și a Duhului Sfânt care acoperă biserica. Noi nu trebuie să ieșim din împărăția patristică a Sfinților și nu trebuie să ieșim din sinaxarele veților de sfinți care au bătătorit aceste căi ale Ortodoxiei și să le avem ca model în viață. Dar noi nu trebuie să-L apărăm pe Hristos. Hristos se apără singur. Repet încă o dată această idee și Ilie, supărat pe
felul în care păgânismul își făcea de cap și închinarea la idolul Baal în vremea respectivă și a zis așa, Doamne, ia leagă Tu cerul cu totul, nu mai plouă niciodată. Și n-a plouat 3 ani și jumătate. Și era om și trebuia să mănânce. Și a zis Dumnezeu, ești Tu proroc, ești mare, le știi pe toate, le faci pe toate, le cunoști pe toate, vorbești cu Dumnezeu. Dar am să-ți arăt o categorie de oameni mult mai simplă, care ascultând de sfatul prorocilor sunt mai sfinți decât prorocii. Și ne spune o întrebare din învățătura Sfintei Scripturii. Oare o singură văduvă era în Sarepta Sidonului la vremea când Ilie a fost trimis la văduva din Sarepta Sidonului? Nu. Aceea era o văduvă temătoare de Dumnezeu. Când profetul a ajuns la casa ei, a găsit o femeie singură cu un copil și o sărăcie lucie. Și i-a spus profetul, Dumnezeu îți poruncește să-mi dai să mănânc. Și femeia, cu o sinceritate din aceea inocentă, care depășește măsura expresiilor divine, a spus așa. Am un pic de ulei pe fundul ciorului și un pic de făină în vasul de făină. Fac astăzi o turtă și o mănânci, dar mâine oricum vom pieri. Și Ilie ce îi spune? Fă ce ți-a poruncit ție Dumnezeu. Să nu credeți că Ilie știa ce avea să se întâmple din pronia lui Dumnezeu în casa văduvei. A doua zi când văduva s-a dus la ulcior, era aceeași măsură de făină și aceeași măsură de ulei. A treia zi când s-a dus la casa văduva și s-a uitat, era aceeași măsură de ulei și aceeași măsură de făină. Deci ce făcea Dumnezeu? Făcea milă cu robul său. Dar nu făcea milă cu Ilie. Făcea milă cu credința văduvei. Pentru că Dumnezeu i-a spus lui Ilie, oprește-te, bă, mai am 7.000 care se închină mie, citiți în Vechiul Testament la rege. Nu-i chiar cum crezi tu. Și a făcut Dumnezeu să moară copilul văduvei. Și văduva să-i spună, te-am primit în casa mea, ți-am dat de mâncat și ce-ai făcut? Păi, mi-a murit copilul? Înviază! Și a avut putere Ilie și s-a smerit în fața lui Dumnezeu de smerenia văduvei, de autoritatea văduvei, de credința văduvei și a înviat copilul. Ca să vedeți că acolo unde este credință, moartea nu are ce căuta. Fiul văduvei din Ain a înviat pentru că mama s-a credea că Hristos îl poate învia. De-aia și plângea de la copleșit pe Hristos. Nu cei care asistau la minune. Fica lui Iair a înviat pentru că tatăsul era convins că dacă Hristos ar atinge-o, ar învia. Dar când a văzut că a murit, din respect i-a zis lui Hristos. Nu mai bate drumul, că a murit fica. N-a murit, doar. Deci pentru cei ce cred, moartea este un somn și o întâlnire cu Hristos. Lazar n-a înviat că a vrut să-L învie Hristos, ci pentru credința Martei și a Mariei. Doamne, dacă Tu erai aici, fratele nostru nu murea. Deci iată în ce constă esența puterii de credință sinceră și curată. Și atunci Iisus nu i-a spus lui Lazar, bă, pentru rugăciunea mea te scot afară, că suntem noi prieteni. Lazare, vină afară. Și cele două femei au insistat la Hristos. Doamne, să nu fie un păcat că el deja e putret și miroase. Pentru că acolo în căldura aia din Ierusalim te descompui imediat de iasă și pun aromatică. Și când a ieșit Lazar din mormânt, a ieșit cu trupul perfect, învelit în fâșii și a spus, dezlegați-l ca să umple. Hristos n-a înviat că a vrut să învie. Tatăl știa că va învia. Tatăl l-a trimis la moarte pe cruce ca să ne mântuiască pe noi. Deci credința are izvor în Dumnezeu și este transmisă spre lume prin sufletele noastre.
Toate sufletele noastre care le purtăm în noi au dorul de Dumnezeu. De aceea noi avem sentimentul religios, conștientizarea unei puteri, cum spun unii mai filozofi, așa, care dau păpucii de cremă și sclipesc în soare, este o entitate. Ei, acea entitate se cheamă Dumnezeu. Și acel Dumnezeu ne veghează și ne guvernează legile acestea care nu sunt cuprinse în spațiu-timp și, aș putea spune, materie, pentru că materia vine din nimic. Noi nu putem explica deocamdată nici chimic, nici biologic, nici științific, nici... Încep ei acum să facă niște pași din ăștia incerți, vorbind despre metafizică, despre chimia nu știu care, despre, mă rog, tot felul de idei noi din astea moderne, dar care nu spun nimic. Nimeni nu poate transforma o piatră în nimic și nimeni nu poate face din nimic o piatră. Nimeni nu poate face din nimic o furnică, nimeni nu poate transforma o furnică în nimic. Nimeni nu poate transforma o celulă în nimic și să o facă înapoi celulă. Scurt. Aceasta îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Biblia ne spune, așa a făcut Dumnezeu, așa a zis Dumnezeu, așa a poruncit Dumnezeu, așa a lăsat Domnul, așa a grăit Domnul, așa a spus Domnul. De sute de ori în Sfânta Scriptură.